Elevi și profesori de la mai multe școli din județ se află zilele acestea la izvorul muntelui într-o tabără antidrog, organizată în cadrul proiectului Fără droguri în școlile din Neamț. Proiectul este implementat de Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Consumului de Droguri și a Violenței în Familie, Acvila din Piatra Neamț, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Neamț. Proiectul a demarat în luna iulie și se va încheia pe 31 octombrie, cuprinzând seminarii, workshop-uri, activități informative și educative, toate cu scopul de a conștientiza tinerii cu privire la riscurile la care se expun consumând droguri. Ne-am propus să facem foarte multe activități afară de tabăra de astăzi, care este o tabără de educație antidrog prin muzică, desen și dans și pictură. Transmitem un mesaj foarte serios nu numai elevilor din școli, dar mai ales familiilor, părinților și profesorilor. Să vă întrebați întotdeauna, părinți, ce așteaptă copiii dumneavoastră de la dumneavoastră? Deci, consumul de droguri a luat un avânt imens în, nu numai în Neamț sau în România, în toată lumea. Și cel mai periculos că se folosesc droguri chimice, care sunt foarte periculoase. În mijlocul verdelui și a frumusețului peisajului de la poalele muntelui Ceahlău, la izvorul muntelui, încercăm să creăm o atmosferă destinsă unde elevii să se poată inspira din natură și natura care dă forță și ne dă forță tuturor nouă ca să creăm lucruri frumoase. Tabăra propune elevilor activități de petrecerea timpului care pot reprezenta alternative la consumul de droguri. Am învățat că nu este bine să consum droguri, poți face și alte activități pe lângă a consuma aceste vicii și, în mod special, trebuie să te bucuri de viață prin ceea ce faci, nu prin activitățile greșite, prin cele fericite, adică cântatul la un instrument, pictura și alte activități frumoase. Am vrut să reprezint cât de mult poate să strice viața unui om drogurile și ce poate afecta. Eu am observat două persoane violente. De ce le-ai reprezentat așa, violente? Din ce cauză? Din cauza drogurilor. Prin această pictură am vrut să arăt că nu este bine să consumați droguri, deoarece vă scurtează din viață. Acolo, în centru, am observat ideea de coșciug, nu? Da. Care reprezintă moartea. Ne-am gândit și... a fiind oarecum două dimensiuni. Aici e dimensiunea oamenilor fericiți care au ales să nu consume droguri și aici e dimensiunea oamenilor triști și drogați care au ales să... Tunelul greșit. Pe lângă atelierele de pictură, copiii participă și la ateliere muzicale. Sofia s-a îndrăgostit de vioară. Îi place foarte, foarte mult. Noi mai avem aici violoniști dintre noi la liceele de artă și la școala de muzică din Roman, la liceul de artă din Piatra Neamț. Sofia, îți place mult vioara, așa este? Uite, noi am învățat acum cum se ține arcușul. Vreau să vedem dacă mai ține minte. Am zis inelarul pe punctul alb, lângă mijlociul, arătătorul pe falanga a doua. Aici toată mânuța trebuie să stea rotundă. Așa. Și uite, vreau să cântăm un cântecel, Sofia. Încercăm? Da. Încercăm? Uite, pe corda re vom cânta. Uite, trage arcușul în jos și în sus. Cântăm o vioară mică. Hai să încercăm. Foarte bine! Bravo! Aplaudăm puțin! Aplaudăm! Dar să cântăm și noi cu toate! Și... Activitatea elevilor în tabără este coordonată de profesori voluntari.
Toți elevii au creativitate, dau dovadă de imaginație, mai ales elevii din cadrul liceului de artă, fiind obișnuiți cu activitatea de atelier, și-au dorit să participe la această tabără la Izvorul Muntelui, în această locație, tocmai pentru ca să reușească cu ajutorul desenului, a culorilor, să transmită mai bine acest mesaj cu ajutorul imaginilor și a mesajelor scrise. Mergând după principiul că muzica este o hrană a sufletului, recomand părinților, atât și copiilor, să urmeze alte activități. Dacă sunt profesor de muzică, recomand cu mare drag la Clubul Copiilor, la Palatul Copiilor din Piatra Neamț, la școlile de specialitate, la școli de muzică, la licee de muzică, pentru a urma acest dar pe care ei își pot hrăni sufletul. Astfel ei nu mai au mintea dusă în altă parte. De exemplu, practic, drogurile astea creează o dependență a minții, nici de cum a sufletului. Sufletul nu cere așa ceva. Întotdeauna un hobby îți ocupă timpul liber și te ajută să nu ai timpi morți, pentru că aceștia te duc la pierderi de vreme pe telefon, pe internet. Vă spuneam când am mai, la deschiderea proiectului, când mi-ați luat interviu, că consumul de droguri, drogurile nu este neapărat acea substanță de care știm cu toții, sau țigara sau alcoolul, ci drog este tot ceea ce îți dă dependență. Și dependent poți să fii de telefon. Foarte mult copii au problema aceasta și aici au învățat să se mai debaraseze puțin.